Cei patru colegi, doi cu răspunderi, domnul secretar, doamna director de la direcția juridică, din partea economică, doamna director economic, de la patrimoniu, domnul director al patrimoniului municipiului, s-au dus la Ministerul Fondurilor Europene pentru a discuta concret implicarea noastră, atât pe linie juridică, cât și pe linie economică și, bineînțeles, patrimonială. Tot așa am făcut, tot așa vom face. De la Consiliul Județean am înțeles că a fost arhitectul șef, mă rog, de la Aqua Caraș a fost cineva din conducere. Au fost discutate problemele acolo, noi o să venim până la sfârșitul săptămânii acesteia, pentru că suntem pregătiți, dar se pare că venim primii. Și din discuțiile cu conducerea, cu domnul vicepreședinte Iova de la Consiliul Județean și dânsul o să vină cu o evaluare, n-am primit evaluarea, dar proiectul de hotărâre, să vedem pe ce sumă, pentru că dânsii sunt acționarii majoritari acolo. Noi n-am spus nu, am vrea să ajutăm această societate să treacă peste perioada asta, dar atrag atenția la lucrările din oraș, pentru că tot noi suntem trași la răspundere că se lucrează prost. Proiectul din oraș post-mediunul nu este al primăriei Reșița, este al societății Aqua Caraș, societatea județeană cu sediu în Reșița. Eu ce să fac dacă au sediu la Reșița? Dar este societate județeană care ar trebui să monitorizeze lucrările, să rezilieze contractele cu firmele care nu-și fac datoria, sparg și nu refac, și să fie foarte atenți că se apropie luna noiembrie, lunile noiembrie anul acesta și martie anul viitor, când ar trebui să plătească dânsii rate și dobânzi sau redevența de 900.000 de euro. Până acum, 3 ani de zile, din banii dumneavoastră, am plătit rate și dobânzi, sunt bani care nu se văd în oraș. Am plătit destule datorii pentru CET, pentru Urban și societățile care au căpușat bugetul local. Este rândul societății Aqua Caraș, căreia îi doresc un succes în acțiuni, în proiecte și așa mai departe, să-și plătească datoriile. Este simplu. Dânsii sunt doar niște chiriași, un operator chiriaș, proprietar pe tot ce este achiziționat, este primăria Reșița în Reșița, celelalte primării în celelalte părți. Se poate lucra cu Aqua Caraș, asta este, sau se poate lucra cu alt operator. Este un serviciu public și este clar că acest serviciu se va desfășura în continuare, indiferent cine e operator. Au mai fost operatori și la CET vreo 3 până acum și prin alte părți. Serviciile publice nu mor așa cum poate și-ar dori unii. Eu doresc mult succes și Aqua Caraș, le iau ușa deschisă la noi, să fie foarte atenți până a 20-a oară la plata acelor obligații. Cu ce din urmă, aproape 3 milioane de euro, 2.800.000 din câte știu, asta o să vedem. Nu știu de unde o să scoate banii ăștia, pentru că noi am plătit anii precedenți din banii dumneavoastră acele rate și dobânzi pentru tot ce înseamnă uzină de apă, stație de depurare, rețele pe ISPA. O să mai vină și alte redevențe pe post mediu 1 ăsta care se desfășoară acum, mai anevoios și vedeți și dumneavoastră cum se desfășoară. Mai vine și pe post mediu 2. Garantând cu mijloace fixe, asta înseamnă terenuri sau construcții. La noi terenuri, de la kilometru 7,5. Aș fi vrut să garantez cu o mare investiție kilometru 7. Și așa n-a venit nimeni. A uitat lumea de kilometru 7, fără utilități, în mare vogă acum nu știu câți ani. Dar kilometru 7,5, pentru că acolo este vorba și de fâniață, este vorba și de o lucrare neterminată, nu are un scop precis, așa ca la kilometru 7 scriptic deocamdată, și atunci noi o să venim cu garantarea unei părți și o să scriem acolo cu condiția respectării eșalonării de către Aqua Caraș a plăților pe care ar trebui să le facă societatea, pentru că a pierdut un proces cu Ministerul Fondurilor Europene.